Mamă a fost ucită de fostul iubit chiar lângă cei 4 copii ai săi. Ați auzit? Afară. Afară. Aseară, cam la ora 9. Aseară, la ora 9. Eu nici n-am adus pe omul acela, nu-l cunosc, cum e omul? Ce fel? Și omul ai văzut afară? N-am văzut. Nu, nu. Fiica mea i-a spus la telefon asta. Ce s-a întâmplat aseară? Are un visit. Dar pe el nu-l prins? Nu, caută, dar nu. Eu m-a spus la telefon fiica că el caută, vrea să termine și cu barba. E incredibil ce s-a întâmplat într-un sătuc liniștit până acum din Marea Mureș. O mamă a fost ucisă cu sânge rece imediat după ce și-a dus la culcare cei 4 copilași. Ei s-au trezit speriați de strigătele de ajutor ale mamei. Criminalul însă e în libertate. Și cum o să le vrea să termine? Așa mi-a spus fiica mea la telefon că el vrea să termine și cu el. Nu e glumă. Eu nu am văzut pe el. El este o veche la el. El este teamă de veche. Eu nu am văzut pe el niciodată. Nu știu. Cum e om sau mare, sau mic, sau cum, sau bătrân, sau fete, n-am văzut pe el. Numai după ce se auge, îi seama că e om rău. Tragedia s-a petrecut chiar în curtea casei femeii, după ce și-a pus la culcare cei 4 copii. Femeia a venit pentru a lua fânt, să ducă la animale. În acel moment, bărbatul pur și simplu a tăbărât peste ea și a forțat-o să întreține raporturi sexuale, după care, furios că ea s-a întors la soțul ei, a ucis-o chiar în acest loc. Principalul suspect este chiar fostul iubit al femeii. Supărat că tânăra de numai 32 de ani s-a întors la soțul ei și la cei 4 copii, a vrut să o convingă să se întoarcă la el, numai că discuția a degenerat. Seamnă că e om, nu-i... Aceea vă sângerea, de ce nu-i văsară. O pușcăria și eu. Aceea e să... Cred că eu primit pușcăria pe viață. Dar am saltat la unul. Și am dat drumul și am mort o femeie. O pânțară. Am mort o femeie și o seară. Trebuie să vezi, păi de la supravasere, cine știi dacă e cată? Vai, dar o mirăm acela n-are ce mai are sângur. Da, 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 da. Unde să sac? E afară! Asta, că eu de când, de acum anul, când ați făcut ciorba cu blidele, da? Eu am spus că trăirea asta e. Poate el, cu cine n-are nimic, nu poate să se leagă de omul. Cam o nudă era toată lumea în cap, atunci ce-ar fi? Micuții au auzit strigătele femeii, s-au speriat și au fugit la un vecin. De unde mi se pare să mă, nici nu știu. Să vin la amantul... Amantul, da, am venit. La ea acasă? Da. A venit peste ea? Da. Și dânsa... erai cu copiii, cu soțul, chiar singură? Cu copiii eram, soțul era la oi, nu era cu... Mai a fost un ficior la noi așa, la noi în Poieni, că s-a chemat tătă Poienul de la el, singur, da? Că nu-i putea face nimic? Nu, a fost mare batauș, firea Dumnezeu, cum i-a fost de mare batauș, tătă Poienul s-a chemat de el. Când trecea pe-n centru, tătă oameni se dau la o parte de el. Da, da. Mai s-a întâmplat că mers biat, când mere biat prin centru, toți oamenii s-au luat la o parte. Dar prin Bașcoi cum să chemea de mișcările ăla? De pușcare de șcheau. Toți Bașcoiul să chemea. Era un Bașcoiul. Da? Nu, te bată mă la și pușcare și nu poate să chemă și-a luat un pușcare. Fira Dumnezeu, mie nu-mi place așa. Eu fie, Doamne, până acum n-am auzit cu nimeni nimic. M-am grijă de mine ca să nu am cu nimeni nimic. Da, asta e. Ce nu-mi place mie, nu fac nici altfel și n-am cu nimeni nimic. Nu? Asta este cea mai mare poruncă. Ce nu-mi place mie, să nu fac altul. Da, asta e. Dacă păstrez bine pe porunca asta și n-am cu nimeni nimic.